Salutare, prieteni, și iată-ne la un nou episod de Rugicește Fotbalistul. Suntem la partea a treia, mai avem o grămadă de jucători. Dacă tot vă place atât de mult, o să mai facem în continuare, depinde câți jucători o să mai găsim. Avem și un ajutor astăzi, sper să mă ajute la măcar un fotbalist. Măcar un. Hai că știu. Și avem aici un jucător, pe ăsta l-am avut și în primul episod sau al doilea, nu mai știu care. Îl știi? Da, e bine. E Casillas. Începem așa cu unul care deja l-am văzut. E interesant. Aici deja m-a dat pe spate. Deci sunt două poze acum cu același jucător, dar deja primul cu prima poză cu a doua poză n-ai zice că e același. Ești măcar culoarea părului. M-a încurcat cu totul, dar să știi că a doua poză îmi pare cunoscută, dar Di Maria, nu știu, Pirlo, da bine. Da, parcă a fost și asta, nu mai știu, se vor repeta unii, ăsta e Peter Crouch, pare cunoscut, da, el este. L-am avut și data trecută, dar nu cu poza asta, și cu ăsta l-am avut, cine n-aibă era... Păi, ia uite ce, doamne, ce bestie. Știi cumva? Jucător care îmi place mie în ultima vreme. Ia să vedem. Negru? Nu știu. Haide, gândește-te bine. Pogba? Da, vezi că știi. El este, adică cel puțin așa cred. Da, Pogba, ia uite ce frez avea. Interesant. Și da, prieteni, dacă tot vă place atât de mult, haide să vedem câte like-uri putem strânge pentru acest episod. Sunt tare, tare curios. E Pogba. Uleu. Ce freză pe atunci. E curios ce freză are acum. Acum nu mai are aproape deloc. Cât păr avea acolo și acum. Păi, mi s-a dus. Donovan, oricum jucător bun ăsta. Bă, parcă și ăsta a mai fost. Harry Kane. Sper să nu se repete toate pozele. Desigur, unele se vor mai repeta, dar na. Foarte greu. Te-aș ajuta, dar nu știu. Nu știu, e chiar greu. Adică... Nici dacă m-aș uita la poze cu tine mică, poate nu mi-aș da seama, dar păi la ăștia... Abar n-am. Iniesta, ia uite. Seamănă? Deloc. Nu prea. Nu, nici la nas, la nimic. La ochi, nu mai pot să zic că nici nu se văd ochii. Acolo în teren nici se văd ochii, că n-a trebuia. Ăsta e Marco Reus, 100%. Eon, gaz. Asta vreau să zic eu acum. Hai că seamănă cât de cât. A rămas la Borussia Dortmund. Hai mă că ăsta e prea mic. Buffon. Oare câți ani avea acolo în poza aia? Niciun an. Asta mi se pare cunoscut. Sincer și mie. Vreun atacant ceva? Da, te vezi. E un pinguin. Schweinsteiger? Să fie oare? Barnum? Toni Kroos. E aproape. A, uite ce poză, lol. Alb, negru. Pare cu cineva? Sincer, pare, dar nu știu cu cine. Modric? Nu e Modric. Berbatov. Uite ce seamănă. Așa-i? Așa, da. Seamănă băiatul. Asta e... mai fost asta odată David Silva, oare să fie? Victor Valdiș, da. Pare de ce o fie renunțat la păr. Welbeck. Foarte greu. Asta e portarul lui Chelsea acum, Thibaut Courtois. Seamănă, o să vezi că seamănă foarte mult. Ce, nu? Da, zici că e poza făcută acum 2 ani. Da, și-a schimbat freza. Și calitatea la poză. Da, sunt unele care se repetă, dar nu am ce să fac.
Ăsta e Francesco Totti. Dar nu seamă deloc. Acolo era brunet, aici e blond și în următoarea poză scrie roșcat. Francesco Totti, da, am avut dreptate. Asta e Kaká. Place, uite, și-a menținut părul măcar. De mic copil la aceeași. Chiar avea frumos să vezi în primul părul. Na doua, mai bine. Prima era prea, prea, dar și-a menținut părul. Să le intre în ochi. Da, și-a menținut preza. Hai mă, că e prea de tot poza asta. Dar nici nu zici că e un fotbalist, zici că e un grăsan. Ce rău ești. Nu, dar... Chamberlain. Da. Asta, știi cine e? Nu. Nu? Di? Maria? Da. Di Maria, să vorbești mai tare, poate iar nu se aude. Bine. Cam fioros asta, nu? Puțin. Zici că are 30 de ani, 40 aici. Milnar. Da. Tio Walcott? Să fie el? Ashley Cole. Seamănă. Prima poză zici că e fată. Da. Și în a doua. Și în a doua. O fată cheală în a doua. Sterling. Uite ce freză avea acolo. Mai bine rămâne la prima. Cam da. Așa mai făcut-o prima și acum. Interesant. Lewandowski, da. El este. Imposibil. Cam... De la Arsenal. Mertesacker. Hai că dacă mi-a zis că e de la Arsenal, adică am văzut acolo, el trebuie să fie. Da. Cine să fie oare? Exact reacția din prima poză o am și eu. Am idee. Hummels. Hai bă că nu seamănă. Fie dacă seamănă. Arată în poză. În ce poză? În ultima. Așa. E beat. Poți să faci fața? Nu. Piqué. Fie Piqué ăsta. Cunoscut, nu mai avem parte. Xabi Alonso nu seamănă. Chiar nu seamănă. Peter Cech. Ăsta e Piqué, 100%. Din a doua poză se vede. Lam? Filip Lam? Da. Nu știu. Hai că vin, nu o să puțin. Pentru tine? Podolski. Nu știu, nu știam. Uite ce are băiatul ăla. A avut un accident de mașină, a mai fost ăsta, e Ribery. Săracu. Așa are și acum. Adică n-a rămas cu... Uite, vezi? Da, da. Păcat că na, era destul de mic acolo. Eu, nu, cavani. Ah, nu, nu seamănă. Cum arătam prima poză. A, da, bine, mă. Ce scump. Bebeluș de cât are aici? Câteva luni. Doamne, și vrea să-l nimeresc eu? Da. Nici mă ăsta nu-l nimerește. Dacă îi pui între 10 copii, nu-l nimerește.
nimeresc. Și vreau să-l nimeresc eu. Dau un nume la întâmplare. Scurtel. Păi e fix la asta mă gândeam. Uite, e chel, acolo, aproape chel. Zici că e dintr-un film, în orice caz nu-i fotbalist. Da, nu mă gândeam. Aduce cu cineva. Sergio Busquets, acesta a fost ultimul jucător. Destul de greu, fraților. Din ce în ce mai greu, da. Dacă mai doriți episoade de genul, nu uitați să lăsați un comentariu și să-i dați un like acestui video. Eu am fost Nepi, numai bine.